Ну так нет, ты антиз работаю на будет. De câte faceți asta? Fiind copilărie, sunt de familie, de olar și am învățat. Se învață prea? Nu știu, poate în timp. Eu sunt tot timpul părinții la atelier, am învățat. Natural. Da. Și atelierul de cât timp? Aici de 5 ani. Am avut în altă parte până s-a făcut. Dar mai sunt aceleași metode pe care le-ați învățat? Da, au rămas aceleași? Da. Mai aveți și alte variații de culoare? Sau se poate face doar din ce e aici? Sunt culori naturale, negru, mult mai gălbui. Acesta e cobalt, e un praf, îl amestecăm cu caolin, obținem culoarea albastră. Deci, ce am Asta ce fel de vase? E un bol, un castron de ciorbă. Și modelele vor vin așa? Sunt motive de horizontă de inspirație. De moment nu mă gândesc. Da? Pur și simplu da. Cum simțiți, faceți model. Să inventăm roata. Se învârte materialul. Dar ce mai vine să inventăm roata? După ce ai inventat roata. Asta e mai grea decât aia. Asta e să vă interesia. De pe margine seamănă cu niște frunze. Da. Dacă să găsiți fostul respectiv din... Da, mă, am înțeles, du-te și ce fac. Asta ce o să fie? Cât timp vă ia acum să faceți un pas? Uite chestia asta din stânga mea. Nu știu, trebuie să am întemânare, niciodată nu m-am cronometrat, în funcție și ce decor vreau să fac. Da, așa pe zi aveți de câte faceți? De 30, 40, 50, depinde. Dacă stau, fac și 100, dar de dimineața până seara să trag. Înțeles. Aici trebuie întemânare, că dacă mi-au o pauză, se usucă... Și nu mai puteți să... Da, și nu se mai îmbină culorile. Imediat o să treceți fiecare la roata olarului. Ați putea acum să mai stați fără să faceți oale? Nu, îmi place ce fac. Nu, n-aș renunța. Ce din familie? Da, de la părinți. Sunt acolo, sunt părinții mei când erau mai tineri. Părinții mai locuiesc? Da, durează. Și mai fac în continuare, da? Da, sigur. Poți
să se șună pe care să dăm și un cadru. Da. Dar trebuie să oprească domnul Adina, da. Așa, ca să trec fără să mă mișcă. Și trec și eu pe partea cealaltă. Da, da, ceasă, de acolo. Două minute și 10 secunde. Depinde și de obiect și de... Bravo!